Ca în fiecare an, Primăria Peștera demarează în luna august operațiunea de igienizare a incintelor unităților de învățământ de pe raza comunei noastre, respectiv școala gimnazială numărul 1 Peștera, școala primară numărul 2 Vârnezu Mare, școala primară numărul 3 Izvorul Mare și grădinița cu program normal din localitatea Peștera. Lucrările vor consta în zugrăvirea tuturor incintelor unităților de învățământ, atât la interior cât și la exterior, precum și în micile reparații necesare în fiecare an. De asemenea, pentru această perioadă am făcut și demersurile necesare pentru a asigura combustibilul pentru aceste unități de învățământ, respectiv aproximativ 100 de tone de material lemnos și 40 de tone de cărbune. Sperăm ca la data începerii anului școlar, respectiv 12 septembrie, toate unitățile școlare să fie pregătite pentru a asigura un act educațional corespunzător.